Salut! Ești la Arde o carte, podcastul despre cărțile din care învățăm lucruri greșite împotriva naturii și a tradițiilor strămoșești. Cartea de astăzi, Originea speciilor, de Charles Darwin. De ce trebuie arsă? Pentru că vine cu două concepte care se bat cap în cap cu ce avem noi mai drag și mai sfânt. Unu, că speciile se schimbă în timp și că, cel mai probabil, n-au fost create de nimeni, doar au evoluat în funcție de condițiile de mediu. Asta e așa, te pomenești că evoluăm și acum? Păi nu suntem perfecți? Mai ales noi românii? De ce să mai evoluăm? În sfârșit, a doua idee greșită pe care o întâlnim în multe alte cărți de știință, și avem ceva de ars aici, e că poți afla adevărul cercetând, prin experiment, prin observație, prin deducție. Asta în loc să-l citești, cum face multă lume la noi, într-o carte sfântă, fără să-ți mai bați capul. Păi scrie în cartea aia, mult mai bine vândută, că omenirea a fost creată din Adam și Eva. Atunci, ăsta e adevărul. Cine e Darwin cu tupeul ăsta inimaginabil să ne spună că avem un strămoș comun cu maimuța, asemănător cu ea, din care am evoluat? Nici o vorbă despre rai, nici o vorbă despre arca lui Noe, din care se trag toate viețuitoarele și peștii, nici o vorbă despre suflet? Păi ce, noi suntem animale? Ce avem ca ele? Sistem nervos, ficat, plămâni, creier? Ok, poate avem, dar... Sigur, e o coincidență sau ne încearcă Dumnezeu credința cu ideile astea diavolești. Uite, animalele știu să facă focul. Nu! Așa că, noi care știm, ardem cartea asta primejdioasă. În felul ăsta îi ferim și pe elevi de idei greșite și, până la urmă, confuzante. Nu se poate să înveți la o oră cum Dumnezeu a creat-o pe străbunica dintr-o coastă și la altă oră să ți se bage în cap lecții despre selecția naturală care păstrează doar mutațiile favorabile, să înveți despre evoluția creierului de la australopiteci și până la cromanion, despre genomul uman foarte asemănător cu cel al cimpanzeilor, despre gene și funcțiile lor și despre cum eroile descrierea ADN-ului... Nici nu mai pot să mai citesc. Ce cu atâtea prostii? Cum să le țină minte pe toate copiii? Păi când se mai joacă? Așa că, pe foc cu Darwin și originea speciilor, n-avem nevoie de ea. România avem nevoie de lucruri simple, neam, credință și donații. Să facă Cristi Puiu și filmul cu Adam și Eva, români în bucătărie, mâncând prima ciorbă din istorie. Să nu ne învețe Darwin pe noi ce avem de făcut. Știi mai bine. Ardem ce nu înțelegem și trăim fericiți până când vine vremea de mers în rai. Unde sigur nu ne întâlnim cu Charles Darwin, dragul să-l ia. Hai, chibriturile sus! Și lasă și tu la comentarii. Tu, ce carte ai arde?